Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vin în fața voastră cu un mesaj de felicitare. Un mesaj de felicitare care vine din partea doamnei Maria Berdaga pentru cea mai scumpă prietenă, doamna Ana Axente. Când ne-am văzut ultima oară, mi-ai spus trist că ne îndepărtăm. Că distanța ne separă, că nu prea scumpă ne vedem. La care vreau să-ți spun doar una. Cât de departe nu ai fi, tu, scumpa mea, pe totdeauna în inima mea vei trăi. Căci așa prietenie nu poate nici când să moară. Ea este o bogăție a inimii mele comoară. Și unde, scumpă, nu ai fi, mereu mă voi gândi la tine. Și o să mă rog, noapte și zi, să fie în viața ta tot bine. Da, trăim la depărtare. Ambele din greu muncim. Și astăzi, scumpă, rău îmi pare că nu o să ne întâlnim. Căci am vrut să fiu cu tine în această însemnată zi. Dar s-a schimbat ceva la mine și astăzi nu o să pot veni. Dar prin această poezie vreau, scumpa mea, să îți doresc sănătate, bucurie, un trai frumos împărătesc. Vreau să-ți spun că ești un soare în viața familiei mele, căci ești cu mine când mă doare, în clipele bune și rele. Tu ești, scumpă, un compas care mi-arată calea dreaptă. Și îmi spui să nu fac acel pas de ceva rău în calea mea mă așteaptă. De asta, scumpă, îți doresc să fii, scumpă, fericită. De oamenii ce te iubesc să fii o viață prețuită. Vreau să-ți doresc ca frumusețea toată viața să te aline. Vreau să-ți doresc ca tinerețea mereu să fie lângă tine. Las visele să ți se împlinească. Vreau lipsă să nu duci de bani, iar Dumnezeu să te păzească de tot felul de șarlatani. La mulți ani și numai bine. La mulți ani și sănătate. Eu mereu voi fi cu tine, cât inima în piept îmi bate.